Salut și bine ați revenit la emisiunea mea de gaming, Guru la jocuri cu Cristi Popescu. Dacă vă place, dați like, subscribe și clopoțel. Mulțumesc tuturor celor care au donat în live chat-ul trecut. Banii de la voi am investit într-o tastatură. E gata. Varzoniștilor, ați pus-o. Am tastatură. S-a terminat șmecheria. Păzea că vin. Am și o recomandare de jocuri pentru voi. Un joc pe care îl joc cu prietenii mei din Nord și râdem ca curcile, se cheamă Chivalry și este un shooter medieval. Ui, ce mi-o dat-o, bă, cămiaș! Mă gândesc să fac și niște live-uri din Warzone, dar am făcut un test pe PS4 și n-arată grozav. Uitați aici cam cum arată și cum se aude. Probă 1, 2, 3. Probă 1, 2, 3. Vă sărit pe parașuta. Să-mi ziceți în comentarii dacă pare văzubil și poate facem un live. Comentariul câștigător din clipul trecut este de la Vasilescu Mocofan, care zice că joci mult prea agresiv, dă-le și adversarilor o șansă. Vasilescu, sunt de acord cu tine că joc prea agresiv, dar n-ai cum, odată ce te-ai obișnuit așa și ai asta în sânge, e foarte greu să joci altfel. O să mai încerc. Și voi puteți câștiga dacă lăsați comentarii. Un comentariu în plus, o șansă la câștig. Dacă fum. Mamă, mamă, ce mi-a dat-o. Vă și arma mov. Ia să vezi tu cum mai să mor. Să începem prin a face un contract de bounty. Adică trebuie să-l vânăm pe unul și să-l anihilăm. Acum o să vă arăt cum se face. Am marcat contractul de bounty pe tag map, mapa tactică. Și acum sărim cu parașuta fix în bounty. Posibil să vină și alții, de asta o să mergem. Ia uite-l, bă, ce s-a venit și el. Repede și el la bounty. Bine, bine. Mai sunt și alții? Nu. Oricum toți sunt pielea acum la început, toți fug să-și iau o pușcă, să-și facă o situație în lume, știi? Că nu poți chiar așa, fără pușcă, nu prea ai ce să faci. Am o pușcuță, puține gloanțe, ce-i drept. Să facem... Unde-i contractul? Contractul. Contractul, doamne, unde-i contractul? Contractul, contractul. Da, contractul. Cât e contractul? Bun. Să facem contractul ăla. Stop. Fucking about. Să facem noi un contract. Trămărând cu lumea, mai facem un contract, mai facem un bănuț. Păi? Cred că e sus contractul, sus pe bloc. Nu-mi place asta, nu-mi place asta, nu-mi place asta. Unde dracu ești contractule? Aici? Ia uite-l. Nu, am ratat. Trebuie să-l mor pe unul și îmi dă 3000 de dolari.
Sunt plex mea dat. Nu sunt deloc nervos, chiar dacă am reacționat așa. Nu sunt nervos. A tras bine, a tras la plex. Și luasem contractul totuși. Dar gulagul este salvarea mea. Bă. Bă. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Să uităm partea aia, deci o să ia pe acolo. Perfect, îl aștept acolo. Ia-te. Că-i grenadă din aia cu lumină. Da, nu. Era grenadă cu damage. Battle Royale. Mergem tot pe Bounty. Îmi place mie Bounty, îmi place... Îmi place să-i distrug pe ăștia, mă. Să nu știe de unde a venit glonțul ucigaș. Adevărat doar de aterizările mele de precizie pe bloc. Nu, nu, nu acum. Nu era momentul. Opa. Hai, Norc, ce faci? Ce faci, băiete? I-am dat jos scutul. Un alt profesionist, după cum ați putut vedea. Unde a tras? La bazin. Gulagu... Ia uite. Bă, ăștia sunt cei mai slabi jucători. Uite ăsta are și... Ce are aici, mă? Cănăcel. Da, pe tine te voi omorâ. Bărbatule afroamerican. Cum a dat ăla cu grenada mai devreme, o să dau și eu acum. Gata, gata, mă, pe ce am făcut? Ia deci. S-a căcat pe el. Acum o să vă arăt aterizarea pe bloc. Hai să iau un pic elicopterul. Cu elicopterul nu cred că am apucat să vă arăt cum se face. Oh, asta chiar era să crăp. Imediat, vă lăsați să găsim o pușcă mai întâi și apoi luăm elicopterul. Nițică răbdare. Dar credeți-mă, o să merite. Dacă găsim o pușcă... Discoteca, discoteca... Dacă găsesc o pușcă... Vreți să mă duc la elicopter fără pușcă? Bine. Hai. O fac în... în scop... didactic. Doar pentru voi. Așa, deci cu ăsta cobor, cu ăsta urc. Cu ăsta merg înainte. Hai să urcăm sus de tot. Nu, cu ăsta cobor, cu ăsta urc. Și altă tasă ce mai fac? Ăsta ce? A început să pârâie. Și ăsta? Italic. Hai să nu fim chiar sitting duck. Uite, un alt elicopter. Și o să vă arăt tehnica kamikaze. Elicopter în elicopter. S-au speriat, bineînțeles. Mi-au văzut nickname-ul. Artificii. L-au recunoscut pe Popesco. Mulțumesc, apreciez.
dar o să vă distrug. Ăsta sunt eu și nimic nu mă poate schimba. E, nu scapă de mine, bă! 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 Tu-ți elicopterul ăla tău. Ia! Ia! A? Mai zici de mama? Elicopteristule! Unde fugi așa, mă? Bă! A, vrei să mă iei pe desut? Ce crezi că e un joc de ieri? A, acum și tragi? Bine, dacă și tragi, te lăsăm în pace. O să aruncăm cu elicopterul în cineva. Unde sunt lupte? Îmi pare că e goală harta. Pare că pe harta asta sunt oameni care folosesc tactica mea de stat pe casa scării și așteptat. Ia, stai, am văzut, se trage pe harta. Incoming missile! Să sărim! Cred că am sărit la timp. Spune cineva într-un comentariu să merg la TV Station. Poate au posturi. Ia să mergem la TV Station. Și iar că am trebuit să sărim. Și am sărit. Imaginea se blurează. Steagul Franței și deploy parașut. Ah. Tot aici, mă, tot la Lukoil, nu scap de Lukoil ăsta. Yeah, să vedem. Pușcă, wow. Pușcă cu țeava grosuță, nu am mai văzut așa ceva. Să băgăm niște scut. Să mergem la luptă. Stiep tpat rpa gjiptiep rpa. Nimic aici. Băi, da, mă, am țeava groasă. Niciodată n-am avut țeava groasă. Wow. Wow. Wow, ce pușcoci. Mamă, încă o pușcă aici. Light machine gun. Legendar. Hmm? Decizii, decizii, decizii. Nu. Drop. Cum iau pușca asta? Așa, gata. Cred că mai bine asta. Mai multe gloanțe. Wow. Un net alb-negru. Da. Pare că sunt singur pe hartă. Nu se aude nimic. Nici o pușcătură. Unde e toată lumea? Hai să mergem la blocuri. A? Este oameni. S-a auzit. Păi da, câte cutii, câte opulență. Iată, bani. Cam greu pune luneta cu asta. Cam curei mațele. Le punem pe vine și urcăm ușor, 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 ușor. Poate o fi vreun inamic. Nu mai are răbdare să urc ușor. Ok.
Nu ne trebuie așa ceva. Mișto covertura. Găsești la dragon din astea. Băi, dar ce pușcă portocalii am. Cred că e o problemă cu joystick-ul meu. Helicopterul. Să trag în alt helicopter? Ia uite. Stai mai jos, mă! Doamne, ce prost! Toți! Incredibil! După meciul ăsta trebuie să-mi schimb joystick-ul. Emoții. Mi s-au dat urechele. De la emoții. Dar o mișc mult prea greu cu pușca asta. Acum de unde o fi tras ăla? Pentru că el știe că eu sunt aici. Nu e prost. Ia, uite o mașinuță. Coborât. Ia, a venit la mine. El a venit să mă omoare. El nu știa că eu am plecat din clădirea aia. Ce fac așa, mă? Dar cred că trebuie să-mi schimb joystick-ul acum, pentru că ăsta este foarte decalibrat. Iată, pleacă singur în jos. Să încercăm. Merge? Ha? Nu, mi-a ieșit din joc. Hai. Vine și loadout. Loadout, iate. O, oh, dar ce aproape. Ia să-mi iau. Să iau loadout-ul. Gas inbound. Marking new safe zone. Oh, nu. Sunt aici. Doamne. Îmi place pușca asta. Avioane. Mai sunt 69 de jucători în joc acum. Poziția mea preferată. În pădure. În pădure e safe. N-ai ce să pățești în pădure. Îmi chiurie mațele. Aici vrea fi un crematoriu, după cum arată această clădire. Cu camionul ăsta aduc oamenii l-a cremat. Hai să intrăm în casa asta să vedem ce se poate întâmpla. Senzația mea este că
A intrat jucător mai slab în meciul ăsta. Bineînțeles, mă exclud pe mine. Să ne facem o strategie. Deci se strânge cercul. Ar trebui să mergem undeva pe aici. Spre mijlocul cercului. Dar este mult câmp deschis. Europaleț. Eu cumpăr Europaleț, dacă știți pe cineva. Unde sunt toți ăștia? Ia uite-i. Să încercăm să-i luăm cu sniperul. Sau nu. Ok, problema gazului rămâne. Hai măcar în pădure să fim. Pădurea. Eu sunt frate cu pădurea, pentru că sunt român. Și românul e frate cu codru. Păi ea s-au dus toți acolo sus, știu ei ceva. Știu ei ceva, man. Mor de vânt. Mă aștept ca din moment în moment cineva să-mi străpungă. Că, uite, așa te pui pe burtă. Ok, am înțeles acum. Vine și gazul. Suntem într-o poziție bună, dar nu știm ce se întâmplă acolo sus. Că s-au dus toți cu... Iată. Cu mașinile s-au dus acolo. Așteaptă elicopterul lor pe aici, survolează. Se trage, se trage. Chiar încolo. Cred că se trag în elicopter, dar eu nu văd elicopterul. Ia uite acolo. Acum, asta e șansa mea la sniper. Se dau în cap. Bate inima. Respira. Respira, Cristi. Moschitul ăsta nu vrea să mă primească. Nu prea am scut. Era scut acolo? Doamne, ce emoții. Enemy UAV overhead. There are 24 enemies still out there. Kill them all. Nu mai întrescut. Cazul se apropie. Sunt cam expus aici. Și sunt și proști cu camioane. Mai stăm un pic cu miciori. Se mai omoară ăștia între ei. Să încărcăm pușca. Și să ne păzim spatele.
Eu am și heartbeat senzor. Și am și C4. Aș putea să arunc aici un C4. În caz că vine ăla. Doamne, ce emoții! Vine gazul. N-am de ales. Trebuie să merg în cerc. Și am fost văzut, am fost văzut, am fost văzut. Am fost văzut. Cineva pe aici? Ulu. A dat cu ceva. Dar dacă stau aici cu minte și aștept. Să vină gazul până la urmă. Decizii, decizii, decizii. Mai sunt 13 oameni. În 19 secunde trebuie să ies de aici. Pe de altă parte și alții sunt în situația mea. Ăla cu camionul a parcat. Am explodat scutul. C4, pardon. Ok, 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 e bine. E bine, e bine, stai bine. Da, vine gazul, trebuie să ies de aici. No! No! No, mă moare gazul. Cercul final. Mai sunt doar 5. Cred că vine gazul. Cred că ăla e gazul. Dacă iau pe aici. În episodul următor încercăm ceva nou, un joc mai puțin axat pe împușcături și mai mult axat pe poveste. Se cheamă Uncharted 4, A Thief's End. În traducere în român ar fi Neintabulat, Sfârșitul la hoți. Vă las în continuare să vedeți câteva secvențe din episodul următor. O să anunț peste tot când apare. Ne vedem acolo pe live chat. Pare că suntem urmăriți. Bă, dar ce valori! Și ăsta în cămășuța asta, e că moare de frig. Trebuie să fac numărul 2. Acum? Da, nu pot să mai țin. Hai, mai rezistă un pic. Ai niște hârtie? N-am. Poți să ștergi cu brusturi. Da, știi că nu sunt brusturi aici. Mă gândeam să mă șterg cu geacata. Nu. Mm-hmm.